v-am găsit la primul episod din sezonul 3 din Familia Iancu. În episodul de astăzi, fiica mea Isabela și-a făcut un nou iubit pe nume Sebi. La prima vedere, Sebi părea un băiat foarte de treabă, cum se cade și cu minte, însă am aflat că ascunde ceva, dar nu sunt sigur dacă e ceva rău sau nu. Rămâneți până la final ca să aflați ce ascunde Sebi. Bună dimineața, băieți și fete. Nu-mi vine să cred că s-a făcut ora 7 dimineața, bă, frate. Bă, nu știu dacă se vede pe fața mea, însă sunt mor de oboseală, deoarece aseară am reușit să dorm până pe la vreo ora 1 dimineața și după am avut cel mai mare coșmar din viața mea și de atunci n-am mai putut să ațipez. După cum puteți vedea, Magdalena este jos în bucătărie, văd că ea s-a trezit mai rapid și trebuie să mă duc să duc copiii la școală. Însă, fraților, ca să vă zic, aseară am visat ceva foarte, foarte ciudat. Pur și simplu am visat că m-am trezit în pat singur, m-am uitat în toată casa, nu era nimeni și după am ieșit în oraș, am ieșit în orașul BC, da? Bă, și nu era nimeni niciunde. Adică eram singur în tot oraș, a fost unul dintre, bă, dintre visele alea super, super ciudate. Date, frate, care, bă, mă uitam peste tot, totul era abandonat, absolut totul era abandonat și a fost un coșmar foarte nașpa, sper să nu mai am genul ăsta de coșmaruri, însă, băi și fete, până atunci, haideți să mă duc să, băi, asta-i, să duc copiii la școală. Răzvan, Izabela, unde sunteți? Bă, băi și fete, de ce Răzvan și Izabela nu sunt aici? Băi, asta-i, bună dimineața, Magdalena scumpă! Bună dimineața, îmi poți spune unde sunt Răzvan și Izabela? Că trebuie să-i duc la școală acum. Știi cumva unde sunt? Adică, cât e ceasul? Da, nu sunt în cameră? Nu. Băi, Magdalena, băi și fete, nu sunt în cameră. Trebuie să pleci la școală acum? Adică, vino cu mine dacă nu mă crezi. Bă, unde sunt Răzvan și Izabela? Unde s-au dus? Băi, nu, în baie nu sunt. Mamă, băi și fete, bă, unde, Doamne iartă-mă, sunt? E dimineață, trebuie să plecăm la școală. Stai să nu fiu undeva pe aici, dar n-ar avea sens, bro. Alo, Răzvan, Izabela, trebuie să mergem la școală, băi. Alo. Dar lasă școala, unde sunt ei, bă, fraților? Ce, Doamne iartă-mă, man. Bă, să fie pe aici prin curte, dar nu-i văd, Doamne, man. Unde, Doamne iartă-mă, sunt? Izabela, Răzvan. Băi, alo! Bună dimineața! Ce faceți aici? Bună dimineața! Ce faceți? Care-i treaba? Cum adică care-i treaba? De ce sunteți pe șezlong? Trebuie să mergeți la școală! Ce faceți, bă? Vă bronzați la școală? E vară, vara nu se merge la școală. Băi, hai, toată lumea să vină aici, ia! Ce școală vara? Băi, am înțeles că s-a încălzit afară, dar asta nu înseamnă că e vară. Ha, mă, pe bune, normal! Bă, voi de cât timp să te strigi? Bă, voi a stat aici la soare să vă pronunțați, băi. Vara e vacanță, nu? Da, vara, gen, e pădate vacanța. Faptul că e cald afară nu înseamnă că e vară. E cald și frumos afară, exact. E o zi perfectă pentru învățat. Doamne iartă-mă, haideți, hai, veniți cu mine. Uite, Magdalena, iubire, că am rezolvat. Uite, pășoară, ce ăștia, băi, Răzvan, azi e o zi perfectă să dai un test, fie vorba între noi. Adică, foarte simplu, foarte simplu. Doamne, bă, băi, și vede, bă, ce m-am panicat, man. Ia uzi, mă, ei s-au pus la soare ca să scape de școală, auzi la ei. Hai, veniți aici. Nu dau niciun test, în fine. Băi, cum îi zice, sper că faptul că v-am văzut aici și că voi ați avut impresia că nu mergeți la școală a fost doar așa. Sper că v-ați făcut temele. Sper că sunteți pregătiți pentru școală. Ar trebui să dai chiar două teste, Răzvane. Hopa! Da, sunt făcute toate. Sunt făcute toate? Băi, Răzvane, bă, tu ai grijă. Tu le fentezi cu mine cum le fentezi. Dar eu zic de acum, când tata am și eu nevoie de 20 de dolari. Ia auzi, băi, da, pentru ce ai nevoie de 20 de dolari? Ce, Doamne iartă-mă? Hai, grijă, băi, ce 20 de dolari ăsta, crede că banii se fac la imprimantă. Vreau să merg după ore la un meci de basket. A, da? Al unui prieten de-al meu. Bă, ce mișto, gen, pe bune vorbești, aici un meci, e chiar cel mai bun prieten, da. Bine, bă, hai că-ți da, haideți, bă, băi, și vede, bă. Ok, ăsta să spunem că este un motiv foarte bun ca să cheltui bani, Răzvane. Eu zic așa. De aproape o săptămână ne-am împrietenit. Mamă, și deja e cel mai bun prieten al tău? E un băiat, Sebi. Mamă, bă, și e super de treabă. Bă, chiar mă bucur că-ți faci prieteni. Hai să parcăm aici ca să-ți dau banii. Bun. Uite aici, și deci poți să merg. Da. Bun, vine aici, Răzvan, stai să-ți dau 20 de dolari și să-mi zici când să vin să te iau, că orele se termină la ora 12, din câte văd. O să se țină în sala de sport. Da, ok, bun, deci să fii tot aici. Și la ce oră să vin să te iau?
La 4, ok. Izabela scumpă, păi asta înseamnă că pe tine vin să te iau la 12, nu? Nu. Păi cum adică? Vreau și eu să-l văd pe Sebi. Ah, vrei și tu să mergi la... Vrei și tu să mergi la meci? Ce? Îmi strică toată distracția, iau de aici. Băi, șoarece, meci pentru toată lumea. Ia de aici, Izabela scumpă. Ia de aici. Și ia și $10 în plus să-ți cumperi ceva, o băutură, ceva, ceva de genul. Ia, lasă așa. Ia de aici, n-achip de aia, enervant ești. Băi, bă, ce bă cu soră, tabă Răzvane. Acolo, la meci, puteți să vă puneți în colțuri diferite ale sării de sport. N-aveți nicio treabă. Doamne, iartă-mă, haideți, băi, gata. Enervant e Răzvan ăsta, gata, băi. Bine, hai că plecăm, vă rog eu, gata, bun. Haideți, dragilor, vă pup și vă iubesc, ne vedem la ora 4. Mamă, băi, uite-te. Bă, fraților, chiar mă bucur că Răzvan și Izabela își fac prieteni în orașul ăsta. Adică este un oraș plin de oameni dubioși. Bă, fraților, eu când mă uit la ei, mă văd pe mine când eram mic și mi-a făcut așa un grup de prieteni și tot a fost foarte tare. Plus că bănuiesc că copiii din orașul ăsta sunt foarte... Sunt niște copii normali din câte am observat, știi? Adică chiar dacă s-au întâmplat foarte multe lucruri ciudate, acum trebuie să mă duc la muncă dacă vă întrebați, chiar dacă s-au întâmplat foarte multe lucruri ciudate, să spunem așa, întotdeauna a venit de la un adult, frate, pentru că bă, copiii sunt nevinovați, bă, și fete, n-au ei nicio vină și chiar mă bucur că, uite, că sunt prieteni și că își susțin prietenii. Deci nu doar că sunt prieteni cu băiatul ăsta Sebi, care am înțeles că e basketbalist, că e la meci de basket, dar îi și susțin, e foarte bine. Totuși mă gândesc, $20 meciul, biletul de la meciul de basket. Cam mult fie vorba între noi. Haideți, băi și fete, să mă duc la muncă, să văd ce face și doctor Barbă. Și numai bine, sper să fie bine. Ar fi tare să mă lase doctor Barbă mai rapid acasă, dar nu știu ce să zic, nu știu dacă ar face chestia asta. Doctor Barbă! Bună dimineața, am venit și eu la muncă direct la timp, cred că sunt înainte de ora 8 aici. Doctor Barbă? Doctor Barbă? Ok, nu văd niciun... Hopa, ce e? Mesaj. Hopa. Mamă, băi, dar trebuie să repare asta, bă, mutantul ăsta, nu știu, nu-mi dă... Nu mă lasă așa să am pace. De la Doctor Barbă, hopa. Salut Marius, aici Doctor Barbă. Astăzi nu o să ajung la laborator, însă ți-am lăsat niște poțiuni pe care trebuie să le sortezi în funcție de efectele adverse. Mamă, păi și eu de unde știu efectele adverse? Ai mai jos în laborator lista cu efecte adverse, este o carte de 50 de pagini. Te rog să o citești pe toată și după să le sortezi. Haide mă frate, bă nici la muncă, nu scap de citit. Ar trebui să termin în 6-7 ore după poți să pleci. Mamă, deci astăzi e o zi de muncă pe bune. Ia câte poțiuni sunt. Doamne, iartă-mă! Păi, frate, băi. Na, fraților, ce să fac acum? Hai că le iau, hai să... Și spar chestia asta. Doamne, iartă-mă, men. Doamne. Haideți, băi și fete, să vin la treabă. Că asta e treaba mea de 8 și să sortezi... Poțiuni după efectele adverse. Stați să găsesc cartea aia. Doamne, iartă-mă. Vai de capul meu, băieți și fete. S-a făcut ora 4 și după cum puteți vedea, am terminat de sortat toate poțiunile lui Dr. Barbă. Deci am terminat fix la ora 4. Mă gândeam și eu că mi-a dat o treabă să o termin așa pe la 3 jumate, pe la 3, să merg și eu acasă, să mai stau cu familia mea. În fine, într-un fel e bine, băieți și fete, pentru că s-a făcut ora 4 și fix acum nu o să mă opresc acasă și o să mă duc direct la școală pentru că trebuie să iau pe Răzvan și pe Izabela. Doamne, iartă-mă. Bă, înainte vreau să văd dacă totul e ok, da? Să nu se întâmple vreo prostie în laboratorul ăsta, să las totul așa cum am găsit după mâine când mergem, când o să vin la muncă, să nu mi-aud vorbe de la Doctor Barbă și chestii de genul, pentru că, na, nu e cazul și chiar nu vreau. În fine, haideți să mergem la școală să vedem care-i treaba. Doamne, iartă-mă, bă, fraților, astăzi a fost de departe cea mai grea zi de muncă de până acum, după părerea mea. Deci după părerea mea chiar a fost o zi grea, rău de tot de muncă, dar, na, mai trebuie să existe și zile de genul, vă dați seama că nu se poate fără. Haideți să vedem dacă Răzvan și Izabela sunt acolo, sper să nu întârzie, pentru că adică, eu nu știu când se termină meciul ăla. Ei mi-au zis că la ora 4 o să fie în sala de sport, adică o să iasă din sala de sport și o să fie acolo, de unde iau eu. Acum, fraților, vă dați seama că dacă sunt în sala de sport... Când s-a terminat meciul în 30 de secunde, poate să fie în fața școlii, adică n-are nicio treabă, ar trebui să fie acolo. Hai să vedem, sper să nu avem vreo surpriză, numai bine o să intrem și cum a fost la meci și toate chestiile astea. Răzvan, Izabela, sunteți pe aici? Eu stai.
Oh, ia uite acolo. Hopa, văd că mai e cineva. Salut, dragilor. Hopa, ia uite și pe Sebi. Salut, salut, bună ziua. Bună ziua, Sebi, am auzit că tu ești Sebi mă numesc, da, 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 el e Sebi. Tu ești băiatul basketbalist, a? Tu ești băiatul basketbalist, bun. Păi eu am venit acum să iau pe Izabela și pe Răzvan de aici, că sunt copiii mei, au venit să te... E foarte de treabă, o să vezi, dar am înțeles, Izabela, scumpă, au venit să te susțină. Domnule Marius, mă puteți ajuta cu ceva? Desigur, tinere, spune despre ce e vorba. Cu ce... te ajut cu tot ce pot. Izabela, Răzvan, vă rog să vă urcați în mașină. Mă duci și pe mine acasă, vă rog frumos. Da, sigur, hai, vină și tu, hai că te lăsăm prima dată pe tine acasă să-mi zici unde să te duc, gen, în ce parte a orașului, unde stai mai exact. Ca să știu pe unde să o iau. Stai să ies aici din parcare. În cartierul de după spital. Acolo unde se intră prima dată în tunel, nu? Trebuie să intri în tunel. Ok, bun. Ok, hai că te duc. Să-mi spui, bă, Sebi, cum a fost la meci? Că am înțeles că ai avut meci de basket. Ai câștigat? A fost bine cum... A fost foarte bine, am câștigat. Da, mamă, mă bucur. Tata Sebi e un basketbalist foarte bun. Bă, chiar mă bucur. Răzvane, tu ce faci, băi, Răzvane? Văd că nu vorbești, n-ai scos un cuvânt. Nimic. Ești ok, Răzvane? E cel mai bun din echipă, zice Izabela. Bă, tare. Nu. Bă, Răzvane, ți s-a întâmplat ceva? Totul e bine. Ok, băi, și fete, Răzvan se comportă puțin cam ciudat. E foarte de treabă și drăguț. Am înțeles, bă, am înțeles. Bă, Sebi, felicitări ție. Bravo ție că ai câștigat, adică... Mulțumesc. Adică, băi, e meritul tău până la urmă. Ok, nu doar meritul tău, e meritul tău și al echipei și al lui Don Antrenor și toată lumea, dar bravo vouă că ați câștigat, adică chiar mă bucur. Deci să-mi zici pe unde să te las. Deci o luăm pe aici, asta, să avem foarte mare grijă. Mulțumim, așa. Grijă mare. Avem și noi niște chestii așa. Bun, să-mi zici acum pe unde să te las, la care casă? Care sunt aici mai multe case. În dreapta, ok, care, la asta? La asta din dreapta, de aici? Nu, ok. Mai în față, ok. În dreapta, aici? Abia aștept să vin la următorul meu, Sebi, da. Bun, bă, Sebi, să știi că mi-a părut bine să te cunosc și să înțeleg că ești prieten cu copiii mei. O zi frumoasă îți doresc, tinere, și baftă în cariera ta de basketbalist. Ia, vedeți, bă, ce v-am spus, băi și fete? Ce v-am spus când am plecat azi dimineață după ce i-am luat pe copii de la școală? Ce v-am spus că există copii de treabă în orașul ăsta? Cum a fost la meci? Bă, Răzvâne, bă, dar tu ai ceva, că te văd așa supărat, te văd, adică nu prea zici nimica. N-ai scos un cuvânt, n-am nimica. E sigur? Izabela, scumpă, frate, tu are ceva? S-a întâmplat ceva? A fost foarte fain meciul, mai vreau să merg, da. Da, nu sunt supărat. Ok, nu știu, nici cu mine nu vorbește. Bă, nu știu, uite, poate, da, are el o zi mai proastă, trebuie să lăsăm în pace. Bă, da, băiatul ăsta, Sebi, chiar pare un prieten foarte bun. Bă, și vă spun, să aveți tot prieten ca el. Chiar este un prieten bun, să aveți prieten așa ca el, deci chiar părea un băiat de milioane, să spunem așa. Și foarte bine ceea ce faceți, adică foarte bine că îl susțineți. E frumos să vă susțineți prietenii, adică 100% și ei v-ar susține. Da. Bă, Răzvane, sigur ești ok? Că văd așa că te comporți cam ciudat. Adică... Aha. Bă, nu știu, se pare că ești supărat. Abia aștept să-l văd din nou. Ați luat astăzi vreo notă la școală? Ai luat vreo notă proastă de supărat? Că... Nu. Izabela? A luat frate tu vreo notă proastă azi la școală? Nu știu, sincer. Bă, până la urmă, și dacă l-au luat proastă, Răzvan nu e genul să se supere. Bă, în fine, nu știu, poate are el, pur și simplu, o zi mai proastă. Bun, fraților, am ajuns acasă. Izabela, Răzvan... Bă, Răzvan, bă, ok, bă, nu știu, mi se pare că e cam supărat, Răzvan. Ce faci, Magdalena, scumpă? Ce faci? Bă, Răzvan s-a dus direct în camera lui, bă, fraților. Mamă, habar n-am ce-i cu el. Mama, ce faceți? Cum a fost? Și-a pățit Răzvan? Nu știu, pe Magdalena, se comportă destul de ciudat. Au câștigat meciul ai noștri. Știi, Magdalena, că Izabela și Răzvan au fost la un meci la un băiat Sebi. Foarte bine. Sebi a jucat foarte bine, mă bucur. Bă, Magdalena, zice să fiu cu tine. Nu știu ce are Răzvan, adică se comportă destul de ciudat. Mă bucur. E ciudat rău de tot, nu știu. Sper că e bine, nu știu, întreabă-l. Auziți? Vreau să vă zic ceva. Izabela, sper că nu este ceva grav sau ceva de genul. Nu spune, scumpă. Nu e de rău.
Ok, deci dacă nu e de rău, înseamnă că... Înseamnă că ar trebui să fie o veste care să nu ne tulbure. Sebi e noul meu iubit! Sebi, băiatul ăsta? Bă! Bă, mă bucur, Izabela. Chiar mă bucur, scumpo. Și vă înțelegeți bine, dar e foarte de treabă. Ai văzut și tu. Mă bucur. Bă, chiar mă bucur. Adică... da, ne înțelegem super. Am observat, ați văzut, băi, fete, am observat așa că este o chimie între Izabela și Sebi. Și Izabela, sigur, adică, știe, se comportă frumos, adică și are note bune la școală. Adică e un copil exemplar, normal, așa, bun, deci dacă te supără să-mi zici, are toate calitățile, mă bucur. Foarte frumos, sper să vă înțelegeți de minune. Bă, chiar mă bucur, chiar mă bucur. Stați, băi, și fete, să mă duc acum până la Răzvan, să-l întreb ce are, bă, că ați văzut că a intrat înăuntru, nici măcar n-a salutat-o pe mama lui, s-a dus așa cu capul în jos, adică nu știu care e treaba. Răzvane, tată, ce-ai? Ești ok? Nu știu, bă, deci zi pe bune că te văd așa foarte... Păi cum, ce să am, tată? Păi spune, bă, Răzvane, că te văd așa foarte supărat. Azi dimineața erai energic, că e vară, că nu știu ce. Păi cum adică? Am nervi. Spune, Răzvane, că eu sunt aici să te ajut, adică nu-i nicio problemă. Păi, gen, e ceva grav? Te-o bătut cineva? Te-ai certat cu cineva? Sau care-i treaba? Adică dacă e așa, mergem la directoare și rezolvăm. Mi-am dat seama că Sebi ăla nu a fost prietenul meu niciodată. Cum, bă, Răzvane, tată, nu mi-ai zis azi dimineața că vă înțelegeți foarte bine și de o săptămână sunteți cei mai buni prieteni? Știi de ce? De ce? Că m-am fraierit. Ce, ți-a furat ceva? A făcut vreo prostie? Că m-am fraierit să se bage împreună cu Izabela. Bă, Răzvane, adică faptul că s-a băgat împreună cu sora ta și el tot mi-a tot pus întrebări despre ea. Păi da, bă, Răzvane, dar nu mă gândeam niciodată la așa trădare. Păi da, mă, bă, tată, dar nu trebuie să te gândești ca la o trădare, adică, gen, și așa ce crezi? Ce să crezi? Bă, nu știu, cred că Răzvan, pur și simplu, nu o suportă pe Izabela și de-aia crede asta. Adică nu văd altă variantă. De când a întrebat-o pe Izabela dacă să fie cu el, ce s-a întâmplat? Nu m-a mai băgat nimeni în seamă. Băi, deci fii atent, Răzvane. Dacă ce ai zis tu acum e adevărat, s-ar putea să se fi folosit de tine pentru chestia asta, dar gen, chiar nu te-a băgat în seamă sau zici tu, exagerezi? Și nu mai suport pe ăla, da. Așa s-a întâmplat. Deci de când e împreună cu sora ta, nu te mai bagă deloc în seamă. Până acum era cel mai bun prieten. Da, doar s-a folosit de mine. Bă, dacă asta e... Așa sunt prietenii, da, nu înțeleg. Bă, stai puțin să vorbesc puțin și cu sorota și vine înapoi. Bă, băi, și fete, dacă e adevărat ce zice Răzvan, adică, bă, faptul că este împreună cu Izabela, asta nu înseamnă că l-a trădat sau ceva de genul. Dar dacă, într-adevăr, până acum s-a dat cel mai bun prieten al lui și acum, după ce este împreună cu Izabela, nu-l mai bagă în seamă, s-ar putea să fie adevărat. Foarte frumos. Da, Izabela, scump, auzi ce vreau să te întreb. Răzvan e supărat pentru că Sebi e noul tău iubit, gen, și zice că l-a folosit Sebi pe el ca să fie împreună cu tine și că acum nu-l mai bagă în seamă. Chiar așa e? Uite, să vă zic exact ce s-a întâmplat. Păi spune Izabela. Poftim, da, Magdalena, da. De-aia e atât de supărat Răzvan ăsta. Adică, na, eu îl înțeleg. Deci acum 2 zile, mama a făcut o prăjitură foarte bună. Da, chiar a fost o prăjitură foarte bună. Da, deci acum 2 zile, băi și fete, Magdalena a făcut un tort de căpșuni cu vanilie, dacă nu mă înșel. Și mi-a dat la școală să mănânc. Da, știu, eu ți-o dat și ție și lui frate tu. Bă, da, chiar îmi pare rău de Răzvan. Și am dat și lui Sebi să guste. Ok, și ce părere a avut Sebi de prăjitura lui mama ta? Și a plăcut foarte mult, bă, băi, și fete, chiar e foarte bun, adică v-am zis, cu căpșun, cu vanile, cu toate chestiile astea. Și ce vrei să ne zici cu chestia asta, Izabela? Că mama ta gătește bine? Adică chiar știam chestia asta. De ce ne spui chestia asta? Ce mă bucur, da. Așa, și după m-a întrebat dacă poate veni în seara aceasta la cină. Bă, băi, și fete, aș vrea să-l cunosc pe băiatul ăsta. Normal că poate. Vrea să mănânce mâncare făcută de mama. Normal că poate, are gusturi bune. Yeah, mă bucur. Bă, da, nu, uite, numai bine, băi și fete. O să vină ăsta la cină și o să spargem biful dintre el și Răzvan, că văd că sunt certați. Dar Izabela, scumpo, spune-mi, știi ceva de chestia asta? Adică Răzvan zice că Sebi doar s-a folosit de el.
Gen, nu știu. Nu cred. Nu știu. Stai că, uite, lasă cu zilul Răzvan că seara asta o să rezolvăm problema. Răzvane, am vești foarte bune, tată. Am vești extrem de bune. Am vorbit cu sora ta și în seara asta o să rezolvăm problema pe care o ai cu Sebi, pentru că Sebi o să vină la cină. O să vină la cină aici și o să discutăm despre chestia asta. Nu, n-am ce să discut cu ăla. Apă, Răzvane, te rog eu. Te rog eu. Vine la cină, discutăm toți așa ca o familie, să se lămurească că, într-adevăr, lasă-mă să dor la Bogdan. Bă, Răzvane, știi că maică-sa lui Bogdan e la muncă? Ultima dată când te-am dus acolo, zis că va juca toată noaptea pe calculator și s-o lua de mine și nu știu ce. Acum iară mă duc și te pun pe capul femei. Eu dor la Bogdan pentru că nu-l mai suport pe Sebi. Haide, bă, Răzvane, bă, nu stau aici, n-am niciun chef. Păi și maică-sa lui Bogdan, femeia săraca de ea, data trecută va juca toată noaptea pe calculator și s-o lua de mine. Nu-mi pasă, rezolvă ea. Haide mă, băi, e sigur, Răzvane? E sigur că nu vrei să stai aici să... Oricum o să te întâlnești cu Sibiu, adică nu o să dispară din viața ta, trebuie să discutați asta o dată. Da, hai, du-mă. Doamne, bine mă, bine, hai, vino. Doamne, iartă-mă. Vino pe aici. Fetelor, o să-l duc pe Răzvan la Bogdan acasă, Magdalena, pentru că nu vrea să stea noaptea aici, pentru că o să vină Sebi. Ok, băi, ești ok, Răzvan? Pare că nu prea e, nu prea ok. Nu, ok. Se simte trădat. Du-te la mașină și alege. Cum vrei tu, Răzvan? Îi trece, da. Bă, Răzvane, hai că o să te duc la Bogdan. Bă, să nu mai fii supărat, bă. Bă, eu zic că tu ai înțeles greșit, Răzvan. Eu zic că nu s-a întâmplat asta. Cred că doar ți se pare ție. Cum să nu mai fiu? Cred că doar ți se pare ție pentru că, nu știu, ai impresia asta că la... s-a folosit de tine, dar asta nu e 100% sigur, Răzvan. Adică n-ai cum să zici că e 100% sigur, știi ce zic? Așa fac prietenii. Stai că ești de mașină. Lasă așa, Răzvane. Lasă așa. Așa fac prietenii, era o întrebare. Păi da, bă, faptul că e împreună cu sora ta nu înseamnă că te-a trădat. Dar gen, dacă într-adevăr s-a folosit de tine, dar asta nu știi dacă s-a folosit de tine, știi ce zic? Adică e complicat. E foarte complicat subiectul. M-a trădat pentru că m-a folosit. Nu știu ce să zic, băi, și fete, haideți că o să-l duc pe Răzvan acasă la colegul lui Bogdan. Sper ca maică-sa lui Bogdan să înțeleagă situația, să nu se ia de mine și după mă întorc acasă. Bun, fraților, l-am lăsat pe Răzvan la Bogdan acasă. Am discutat cu maică-sa. Băi, ia stai. Izabela, scumpo, ce faci aici? Izabela, scumpo, ce faci? Hai în casă. Ceau, tata. Salut, scumpo. Mi-a zis mama să vin cu tine la cumpărături. Păi de ce? Să luăm ingrediente pentru prăjitură. A, vrea să-i facă prăjitură lui Sebi. Dă-mi și mie aia să văd mai exact care sunt ingredientele. Ok, băi, și vedeți, pare că o să mergem la cumpărătorii. Rețetă tort, deci trebuie să luăm 3 ouă, un sac de făină, 4 căpșuni, 3 lingurițe de zahăr, un cum de 2 bezele, 2 flori de vanilie. Bă, cred că astea sunt la supermarket. Vin aici, scumpo. Da, băi, și vedeți, și cum spuneam, maică-sa lui Bogdan nu prea a fost fericită când m-a văzut că l-am adus pe Răzvan, mi-a explicat că e o situație delicată și a zis că ok, poate să stea peste noapte acolo, oricum se joacă toată ziua pe calculator. Izabela, scumpo, vreau să te întreb ceva. Crezi că Sebi este un iubit bun pentru tine? Adică, știi că tu ai mai avut d-astea și întotdeauna n-au ieșit prea bine, gen, crezi că Sebi e mai diferit, crezi că e mai de treabă? Da, știu, dar dintre toți el chiar e diferit. Bă, băi, și fete, acum nu mă pun în fericirea, e mai bun la suflet și înțelegător. Bă, într-adevăr, băi și fete, ați văzut că e un băiat foarte de treabă, deci până acum, deci n-am nicio presupunere, nicio presimțire de ceva rău, pentru că n-am auzit nimic rău despre el, momentan. Dar o să diseară Izabela, chiar știe cum să se comporte și cu o fată, diseară Izabela, scump, o să știi că o să le iau la întrebări, deci zic de pe acum că o să le iau la întrebări, că... Na, adică să vedem dacă într-adevăr este un băiat de treabă sau nu. Vino cu mine, scumpo. Hai că am și bani aici. Ok, băi, și vedeți, deci trebuie să cumpărăm rețetă tort de căpșuni cu vanilie. V-am zis că, băi, e altceva, fraților. Adică, probabil Sebi de-aia s-a îndrăgostit de Izabela după ce a mâncat tortul ăla cu vanilie și căpșuni făcut de Magdalena. Chiar n-ai nicio altă treabă. Vine aici Izabela, scumpo. Let's go, haide să mergem la magazin. Bun, deci trebuie să luăm toate astea. Bă, sper să le aibă pe toate. Mici la Food Mart. Bună ziua, domnul casier. O zi frumoasă, ce zi, bună ziua. Bun, hai să vedem. 3 ouă,
Izabela Scumpo, 3 ouă. Ok, avem aici ouă. 1, 2, 3. Mai departe. Un sac de făină. Făină, făină, sac de făină, sac de făină. Ah, aici. Sack flour. Bun, un sac de făină. După, 4 căpșuni. Căpșuni, așa. Căpșunici, căpșunici, căpșunici. 4 căpșunici. 3 lingurițe de zahăr. 1, 2, 3, nu știu dacă asta să ne apăra lingurițe, dar în fine. Un cup de unt, ăsta, butter, un cup de unt. 2 bezele. Aveți bezele, domnul? Ar trebui să aveți, nu? Da. Păi și unde sunt? Ah, astea sunt, ah, ok, bun. 2 bezele. Și 2 flori de vanilie. 2 flori de vanilie, 2 flori de vanilie, 2 flori... Ah, așa, 2 flori de vanilie. Bun. Domnul, deci uitați aici, ca să fie, deci aveam așa, 3 ouă, un sac de făină, 4 căpșuni, 3 lingurițe de zahăr, un cup de unt, 2 bezele și 2 flori de vanilie. Vă rog să faceți calculul, Izabela, stai să lăsăm pe domnul să facă calculul. Bă, sper, bă, deci diseară chiar o să fie interesant. Când o să vină Sebi, bă, și fete acasă, diseară chiar o să fie interesant și o să fie bine. Uite, se pare că bate acolo pe casă. Hai să vedem cât costă. Sper că am luat tot. Băi, am luat tot ce scrie aici. Adică nu văd de aici. Adică bănesc că ar avea nevoie și niște apă, ulei, nu știe, de-astea are Magdalena acasă. Va costa 39,99, 40 de dolari. Bine, bro, uite, ia de aici 40 de dolari. 1, 2, 3, 4, păstrează restul de un ban. Și te rog să-mi dai lucrurile înapoi. Mulțumesc. Cu plăcere, frățioro. Așa, hai să vedem. Deci avem astea 3 ouă. Băi, și vede să fie totul bine. 3 ouă, 2 naște, bun, 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 deci e totul bine. O zi frumoasă vă doresc, la revedere domnul casier, Izabela Scumpo, hai să mergem. Bun, bun fratele, haideți că am luat și ingredientele pentru tortul pe care urmează să-l facă Magdalena, mamă, deci bă, chiar mă bucur că vine și are cânat de semii la noi, că mai bag și eu niște tort ăsta făcut de Magdalena. Dar, băi, vă spun, băi și fete, chiar dacă, spre deosebire de alți iubiți pe care i-a avut Izabela, unde știți că de fiecare dată, băi, era ceva, era ceva suspect la ei, știi, și întotdeauna îi luam la întrebări, bă, la Sebi chiar nu e cazul, da, deci este un băiat cunoscut, nu știu ce, dar o să-l pun eu la întrebări, o să pun niște întrebări, o să vedeți destul de grele, ca să fiu sigur că, să fiu sigur că fiica mea este pe mâini bune, că dacă nu-i rup picioarele, cum se spune. Bun. Izabela Scumpo, i-ai zis, zici, stai puțin, la ora 8 să fie, da? Deci să-i zici, la ora 8 să fie aici, da? Deci nu mai târziu, nu mai devreme, nu știu, pe la ora 8, adică cred că o să stăm de vorbă până pe la vreo 9:30, după să se ducă și copilul acasă și nu știu ce, și cred că ar trebui să fie totul bine. Deci până la ora, o să vezi că e super băiatul. Bă, a fost de treabă, ați văzut pe aici, fete, că s-a prezentat frumos, m-a rugat să-l duc acasă, adică chiar a avut un comportament destul de frumos. Dar stați să vedem dacă rezistă la întrebările mele, la testul zero, cum îi spun eu. Bun, hai să ducem asta și băi și fete, eu o să mă duc cu Magdalena în bucătărie ca să o ajut să facă tortul. Bun, fraților, imediat se face ora 8 și Sebi trebuie să apară în orice moment și după cum puteți vedea, am pus masa afară, am pus aici 4 farfurii, da, am pus tortul pentru frățiorul Sebi, ok, nu numai el, că mâncăm toți din el, vedeți, băi și fete, că este făcut cu căpșuni, cu vanilie și cu bezea și aici sunt niște biscuiți, abar n-am, arată foarte bine tortul, nu așa că arată bine, da, și Magdalena a mai făcut niște feluri de mâncare. Izabela Scumpo, deci vreau să zic de la început că eu, deci Sebi a fost foarte de treabă cu mine, nu o să fiu nesimțit cu el, dar o să pun niște întrebări, bă, așa, legate de școală, legate de relația cu părinții lui, foarte multe chestii de astea, știi ce zic? Voi ați mai vorbit cu Răzvan? Izabela, ai mai vorbit cu el sau ceva? Un mesaj sau ceva? Nu am vorbit, bă, s-a supărat foarte rău. Sper să vă placă și să-i placă și lui Sebi. Bă, băi și fete, chiar mi-ar plăcea foarte mult ca Izabela să-și găsească un iubit și să fie totul bine. Dar știți că până acum am avut doar discuții nașpa. Nu știu, Izabela, scumpă, mâine la școală, orice s-ar întâmpla, ar trebui să discuți cu fratele tău, cu Răzvan, să facem ceva. Adică e supărat rău de tot, o să vorbesc cu el, ar trebui, da. El are impresia că a fost trădat, nu știu, o să-l întreb pe Sebi și de chestia asta. În fine, păi, hai să eu o să mă duc să mă uit la televizor până când o să vină Sebi. Hai să vedem care... Băi, stai. Hopa, bă, e deja aici, mamă, stai. Sebi, dragule, bună seara, ce faci? De cât te piști aici? Bună seara, domnule, intrați înăuntru, puțin timp, în fine, bună, hai, vino în spate, că acolo avem masa. Haideți, băi, și vede că acum începe testul adevărat.
Acum vedem dacă e rupt picioarele sau nu. În fine. Sebi, dragule, uite aici o surpriză specială pentru tine. Tortul de la școală care ți-a plăcut foarte, foarte mult. Bună, uite, uite, vin aici și stai aici. Special pentru tine. Wow, ce bunătate de tort. Bun, stai acolo, Sebi. Nu, 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 aici stai eu cu Magdalena, tu stai cu Izabela pe partea asta, pentru că trebuie să ne uităm ochi în ochi, din anumite motive. Mama Izabelei și alu Răzvan, încântată. Sebi, frățiorul, am niște întrebări pentru tine. În primul rând vreau să te întreb o chestie, mă bucur să vă cunosc. Din câte am înțeles de la Răzvan, voi doi sunteți cei mai buni prieteni, nu? Adică sunteți prieteni foarte buni, nu știu ce. Dar am auzit, acum Răzvan este supărat pe tine pentru că spune că tu te-ai folosit de el ca să fii împreună cu Izabela și că doar te-ai prefăcut că ești prietenul lui. Nu este adevărat deloc. Bă, Sebi, da, nu știu, și mie mi s-a părut destul de ciudat, el mi-a zis, el chiar este prietenul meu, da? El mi-a zis că l-a ignorat, că nu știu ce. Cel puțin eu așa îl consider. Am înțeles. Tata Răzvan e copil mic, trece lui, da. Cred că a înțeles el greșit situația. S-ar putea și asta. Auzi, bă, Sebi, am și eu niște întrebări așa pentru tine. Tu la școală, cum te descurci? A? Ce note ai la școală? Foarte bine, da? Foarte bine. Că, spun sincer, Izabela este o fată foarte inteligentă. Note de 9 și de 10. Doar de 9 și de 10? Da, băi, asta e foarte bine. Răzvan, o mai tragem jos pe Izabela, dar dacă o să stea în preajma ta, probabil nu o să mai fie ok. Și am înțeles că ești că basketbalist. Cu sportul cum merge? Merge bine? Că am văzut că ai și câștigat. Bă, și bă, fiți, e un băiat ok, dar mă descurc de minune. Auzi? Și cu o întrebare. Relația cu părinții tăi, cum e? Hm? Te înțelegi bine cu părinții tăi? Cea mai bună relație. Băi, băi, ești nebună, ăsta are toate calitățile posibile și imposibile. Aha, sunt mândri de mine. Am înțeles. Bă, Sebi, eu zic o chestie. Izabela este, ți-am zis, tata, e un băiat super fain. Izabela este o fată foarte specială pentru mine, cam cea mai specială fată din lume pentru mine, adică e cam de la sine înțeles. Și pentru mine, da, 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 am înțeles. Dar, cum îi spune? Eu zic că dacă tu chiar vrei să fii într-o relație cu ea, să nu faceți prostii, să nu o înșeli, Doamne iartă-mă, sau să o faci să sufere sau chestii de genul, pentru că o să-ți rup picioare, că pentru că nu e bine, nu e bine să faci chestii de genul. Nici nu-mi trecea prin cap așa ceva. Ce a spus? Am zis că nu e bine să faci chestii de genul și că până la urmă, mai ales tu, un băiat care e cunoscut că ești bun la toate, ești ambițios, ești cu bun simț, adică să faci așa ceva, pe lângă că ar supăra-o pe fata mea și ți-aș rupe, pe lângă că ar supăra-o pe fata mea, ți-ar strica și ție reputația până la urmă, știi că, da, adică, sau, bănesc că n-ai mai făcut asta cu altă fată sau ceva de genul, nu, adică, nu, 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 mai ales lasă copiii, bine, bine, haide să mâncăm, bun, haide să ne punem să mâncăm, bun, băi și fete, haideți că văd că Sebi a răspuns destul de corect la întrebările mele. Bun, băi și fete, haideți că s-a făcut ora 10 noaptea, Sebi, frățioro, cred că este momentul să te duci acasă, adică doamna Magdalena, un tort foarte bun, chiar a fost un tort foarte, foarte bun, mulțumesc. Sebi, ce vreau să te întreb, vă mulțumesc pentru această masă și eu îți mulțumesc, sper că, na, adică ne-am înțeles foarte bine, n-am să-ți reproșez nimic, sper că o să te ții de cuvânt. Ce voia să mă întrebați, dacă vrei să te duc acasă sau te descurci tu și te duci tu singur acasă? Nu. Ok, ok, bun. Bun, Sebi, haide să îl primim afară. Bă, băi și fete, Sebi e un băiat foarte, foarte de treabă. Chiar am ce zic. Sebi, deci sper că ne-am înțeles, da? O să te comporți frumos cu Izabela sau îți... Da, la revedere. Seară frumoasă, seară frumoasă. Da, mă voi comporta frumos. Bun, ceau. Bun, te mai așteptăm. Izabela, scumpă, să știi că de data aceasta ai făcut o alegere foarte bună. Bă, Sebi, ăsta chiar e un băiat de treabă, bă, fraților. Chiar n-am ce să zic. A fost bine, ce fericită sunt. Bun, scumpă, păi atunci du-te și tu la somn, că e ora 10. Da, e ora 10. Ar face foarte bine ca și Răzvan să doarmă în momentul de față. Tare am impresia că se joacă cu copilul ăla. Bun, vin aici, scumpă. Te pup și te iubesc. O seară frumoasă și ne vedem de dimineață. Da, de dimineață să fii în pat, să nu fii... Iară pe șezlong. Magdalena, dragă, nu știu, tu ce zici de Sebi? Eu zic că e un băiat bun, că e un băiat, nu știu, e un băiat bun. Da, da. O, băi și fete, nu știu, mi se pare că Sebi ăsta parcă e prea perfect, nu, adică foarte bun, i-a plăcut mâncarea, da, 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 sunt foarte fericită, da, Magdalena, am dat seama, dar, nu știu, nu vreau să zic, băi și fete, că văd ceva ciudat în Sebi băiatul ăsta,
Dar nu știu, îl mai așteptăm pe la noi. Parcă e prea de treabă, ești nebun să nu ne mintă cu ceva. Dar nu știu, că și din comportamentul lui s-a văzut că e un băiat de treabă. Dacă te întâlnești cu el, să-l mai chem și tu. Da, îl mai chem, auzi, să mănânce mie tortul. Să-i zici Izabelei să-l cheme, da. Nu știu, poate sunt doar eu paranoic, Magdalena, ce spui? Cred că sunt doar eu paranoic. Da, bă, băi, știu de chiar, deci acum chiar îmi fac probleme degeaba. Haide, mai de nas, cum pot să merge să ne culcăm? Cred că doar îmi fac probleme degeaba, da? Chiar n-are sens. Deci chiar n-are sens să stau să mă simt prost, pentru că Sebi ăsta nu mi-a dat niciun motiv să-l suspectez de vreo chestie. Cred. Bun. Madalina scumpă, haide că eu o să mă bag la culcare. Nu ai niciun motiv să-l suspectez. Da, corect. Da, vedem mâine. Mâine e o nouă zi. Poate mâine face o greșeală, cine știe. Mamă, băie și fete, e ora 3 dimineața. Stai, Magdalena? Nu vine să cred. Mamă, Magdalena vorbește în somn. Toată viața mea mi-am dorit acest moment. What? Despre ce vorbește Magdalena, băbește? Sunt câștigătoarea Masterchef. Bro, what? De ce Magdalena visează asta? Mulțumesc de felicitări. Bro, n-aș fi reușit fără familia mea. Bro, fără soțul meu. Ce drăguț, mă, băiește. Deci Magdalena visează că a câștigat Masterchef, ok. Mamă, bă, băi, fete, eu m-am trezit pentru că s-au auzit sunete ciudate. A fost cel mai suportiv soț din lume. Vă mulțumesc. Bă, what? Copiii mei mă așteaptă. What? Ok, bun, haideți să-mi spune că o să o las pe Magdalena așa, să nu mai, cum îi zice? Da, o să particip și la următorul. Ok, haideți că o să plec de aici. Bă, este ora 3 dimineața, băi și fete, și eu m-am trezit pentru că am auzit sunete ciudate care veneau de afară de undeva. Se pare că Izabela, scumpa de ea, doarme. Sper că asta face. Da, doarme. Ok, bă, s-au auzit niște sunete ciudate și, na, poate, băi și fete, este aceeași situație cum a fost și la Sebi, gen, că poate nu e nimic și sunt doar eu paranoic, însă știți și voi, ce mai bine știți voi, că am toate motivele din lume să fiu paranoic la chestiile de genul, știi, adică nu e ceva nou. Am auzit așa parcă niște frunze. Nu știu, bă, trebuie să mă uit pe aici să nu fie vreo problemă sau ceva. Na, v-am zis, e ciudat ce se întâmplă. E chiar ciudat ce se întâmplă. Ok. Acolo e... Deci Magdalena doarme, acolo e așa. Bă, sper că nu s-a întors vecinul creepy, cine știe ce, Doamne iartă-mă. Asta e, să mergem și la locul lui unde era vecinul ăla. Să nu cumva să se întâmple ceva, sper că nu s-a întors. Doamne iartă-mă. Bă, din câte observ, pare că nu s-a întors nimeni. Bă, poate a fost doar o chestie de asta de-a mea, poate doar am fost eu puțin nebun. Cred că o să mă duc înapoi în casă. După cum puteți vedea, băieți și fete, nu e nimica niciunde, nici pe aici, niciunde. Nu văd absolut nimica. Da, cred că o să mă duc să mă culc, băieți și fete, a fost doar 100% o alarmă falsă. Băi, stai că văd un nume. Unde-i numele ăla? Băi, stai, fete, ce scrie acolo? Sebi! Bă, ce? Mă! Băi, stai! Bă, băi și fete! Cumva Sebi e în casa din copac? Bă, voi vedeți? Cred că doarme acolo! Băi, stai! Bă, acolo scrie numele Sebi! Bă, fraților! Bă, și doarme! Bă, fraților? De ce Sebi, nou iubit al Izabelei, doarme în casa din copac? Parcă a zis că se duce acasă. Băi, fraților! Bă, de ce e la noi în curte și de ce doarme la noi în copac? Parcă a zis că se duce acasă. Ok, asta e ciudat, rău de tot. Nu a sunat la poliție, chiar dacă e pe proprietatea mea, dar cine știe, bro? Parcă se duce acasă. Ce face? Ne spionează? Stați puțin, că pe bune nu înțeleg.